două surori și doi părinți plecați în Spania pentru o viață mai bună, pentru o casă pentru cele două fete pe care le-au lăsat în urmă. Ei bine, aceasta este tema principală a documentarului ce se vizionează în această seară în centrul multicultural al universității noastre. Bună seara și bine v-am găsit din nou aici în centrul multicultural al universității. Ce vizionăm în această seară? Pentru că suntem la un film românesc, din câte am reușit să observăm. Ce ne puteți spune? Este proiecția unui film documentar românesc realizat de regizoarea Laura Căpățână Iuler, care este în sală, deci este la această proiecție, pe care am organizat-o pentru studenții participanți la conferința internațională studențească Migration of Peoples in Europe, pe care am organizat-o împreună cu State University of New York, at Oswego, o universitate parteneră cu Universitatea Transilvania, în urma unui acord realizat între Facultatea de Litere și Departamentul de Relații Internaționale a Universității Americane. Am avut o vizită în Statele Unite și am organizat această conferință cu participare dublă, americană și românească, studențească, care s-a desfășurat acum 2 zile. A fost foarte bună ca nivel al lucrărilor, studenții au fost foarte bine pregătiți și le-am pregătit un program cultural legat de tema migrației. O avem alături de noi pe Luciana, care este masterandă la Litere. Bine ai venit, bine te-am găsit. Am văzut că erai acolo undeva pe un scaun și urmăreai cu mare atenție documentarul din această seară. Ce părere ți-a lăsat, așa, pe scurt, și ce ai apucat, din ce ai apucat tu să vezi până acum? Momentan cât am apucat să văd, mi se pare foarte interesantă perspectiva ei cum filmează, adică nu și-a editat sau nu și-a încercat să arate o perspectivă estetică cumva, ci realitatea așa cum este ea. Și chiar acum, înainte să vin aici, am văzut o scenă în care părinții veneau acasă din Spania și trebuie să recunosc că m-a emoționat puțin, adică fetele plângeau și e o experiență destul de ciudată. Și mai sunt câteva scene foarte bine prinse, părinții, povestea documentarului, părinții pleacă în Spania să strângă bani pentru o casă nouă și o viață nouă în România și fetele, practic, când simt dor de părinți, se duc în casa aceasta care are doar pereții și instalațiile și stau pur și simplu acolo ca și cum, ca să-și reamintească că ăsta e scopul pentru care părinții au plecat.